Pentru început, vă rugăm să explicați puțin tot mecanismul acesta al corecțiilor financiare, pentru că foarte mulți se întreabă de ce trebuie plătite din bugetul de stat sau în ce sumă trebuie plătite și cine sunt beneficiarii care au greșit și care trebuie să plătească. Vă rugăm să explicați puțin despre ce e vorba. Da, principalul sau cel care a greșit în cazul de față este statul, în primul și în primul rând. Statul pentru faptul că a creat niște structuri în anii trecuți care nu au fost capabile să identifice din timp anumite deficiențe. Mă refer aici la achiziții publice, la conflicte de interese și la modul în care s-au derulat anumite proiecte, modul în care s-au verificat cheltuielile. De statul, pentru că nu a fost capabil să creeze un astfel de sistem care să răspundă cerințelor minime ale Comisiei Europene, a încasat cu aceste corecții financiare sistemice. Deci toate acele corecții despre care s-a vorbit, aplicate procentual pe programe, sunt corecții din vina statului român, în ca să fie în clar. Mare parte, în principal statul. Adică faptul că s-au inclus criterii restrictive la licitații. Câteva exemple. Da? Criterii pe care Agenția Națională de Achiziții Publice le-a aprobat inițial. Faptul că s-au restrâns termene de depunere, că s-au introdus criterii restrictive și alte astfel de elemente, astea au dus la aceste corecții financiare. Statul român, prin an remap, aprobându-le, implicit, își trebuie să suporte și corecția financiară respectivă. Deci nu este vina unei primării sau unui beneficiar final faptul că o documentație pe care statul a aprobat-o și pentru care Comisia a dat corecții financiare nu este el obligat să suporte acea corecție din bugetul propriu. Deci este normal ca statul, acum, dacă și să plătească. A doua aspect este cea legată de beneficiari direct. Fie publici, fie privați, nu contează. Acolo unde aceștia se fac vinovați de încălcarea unor prevederi legale, care țineau strict de ei, atunci ei sunt cei care vor plăti aceste corecții financiare. Și această a doua situație inclusă în această sumă totală estimată la 700 de milioane da, de euro. Deci ambele situații sunt incluse cam exact, în această sumă. Exact. Este o estimare, vă dați seama, indicativ, o estimare deocamdată. Ce pot să vă spun este că guvernul a aprobat prin două acte normative, în ultimele două săptămâni de zile, două calupuri, prime calupuri, da, de corecții financiare. Primul a fi cel legat de POR, Plan Operațional Regional, pentru primării, pentru autorități publice locale și suma este de 500 de milioane de RON pentru 2013. Și vorbim de erorile de sistem, exact, iarăși. Erorile sistemice, bun. Da? Și un al doilea calup, cel legat de postul de mediu, unde au fost incluși toți beneficiarii, și operatorii de apă și nu numai, și unde valoarea este estimată la 100 de milioane de RON pentru 2013. Pentru 2014, sumele continuă în funcție de cum trimitem la Comisia Europeană cele de rambursare. Este un prim efort. Discuția va continua și pentru ceilalți beneficiari, unde la fel statul s-a făcut vinovat în anii trecuți pentru aceste corecții financiare. Sunt corecții care, de fapt, rezultă foarte clar din rapoartele de audit ale Comisiei Europene. Sunt foarte clar puse în aceste documente. Legat de acord de parteneria, schimbăm puțin subiectul. Au apărut foarte multe informații în ultima vreme, informații, știri, să spunem, declarații ale unor organizații non-guvernamentale legate de stadiul, legate de discuțiile pe care de dialogul informal pe care aveți Comisia Europeană. Deci în acest context și de reacția oficialilor Comisiei Europene. Știu că ministerul a dat la rândul său un răspuns în acest sens. Puteți să ne spuneți pe scurt cam ce s-a mai întâmplat între timp? Adică, de exemplu, am observat că solicitați sau propuneți celor din mediul privat să vină să transmită propuneri, comentarii și observații. Ați primit un astfel de feedback până acum și ce calitate are calitatea conținutului acestor propuneri pe care le-ați primit? Da, în primul rând, nu numai Ministerul Fondurilor Europene a dat un punct de vedere, chiar și purtătorul de cuvânt al comisarului Hahn pe politică regională a spus foarte clar în ultima perioadă că acesta este un cadru informal de derulare acestor discuții. Că încă la nivel european nu este aprobat cadrul legislativ. Numai de la momentul aprobării acestuia, statul membru, în speța România, are 3 luni de zile să trimite acest document, acord de parteneriat, la Comisie. Deci noi ne aflăm în afara acestui cadru de discuții. Avem discuții informale. Am dorit să trimitem Comisiei Europene un astfel de document într-o fază incipientă, tocmai pentru a lua a vedea exact și care este opinia Comisiei Europene pe diferite secvențe. Fie că vorbim de priorități, fie că vorbim de alocări financiare.
Acest document a rezultat în urma consultării tuturor actorilor implicați. Și ONG-uri, și administrație, absolut toți actorii implicați au fost parte al acest proces. Avem un istoric foarte clar și o evidență foarte clară a tot ceea ce a venit la ministerul nostru ca propunere din partea unei entități sau alta. Toți cei care au făcut comentarii în ultimile zile și în ultimele săptămâni de zile nu și-au adus niciun fel de aport la acest document. Cu toate că toată lumea a fost invitată, a fost invitată mea personală și a noastră a tuturor, să fim cu toții o echipă și să arătăm că pentru România este un obiectiv strategic, acest acord de parteneriat. Și nu unii de o parte și unii de cealaltă parte a baricadei. Pentru că este un obiectiv comun. Noi, în baza a ceea ce Comisia a trimis ca și comentarii, în septembrie-octombrie trimitem Comisiei Europene acest prim proiect de acord de parteneriat, care a fost trimis, să spunem așa, ca document de lucru, în prima versiune, în 6 iunie. De-abia în luna iulie, începutul lunii iulie, mi se pare că pe 10 iulie, au fost aprobate la nivelul Uniunii Europene anumite linii clare, directoare, pe acest, cum spunea și comisarul Hahn, la fel într-o ultimă intervenție a sa din luna iulie, pe acest subiect. Și atunci când spuneam că de atunci înainte statele membre au la nivelul său aceste deja linii foarte clare pe baza cărora și pot dezvolta acest acord de parteneriat. Da? România a tot înainte, altul de alte câteva state, și a trimis Comisiei Europene o primă gândire. Cum am spus, în toamna acestui an, septembrie-octombrie, retimitem Comisiei Europene acest document revizuit și am toată încrederea că până la finalul acestui an documentul va fi aprobat de către partea comunitară. Comisia oricum s-a arătat foarte nemulțumită de faptul că un astfel de subiect a intrat în scena politică. Și nu înțelege cum de fel de documente apar în scena publică. Eu am cerut chiar să fie de acord pentru a da în publicității toate documentele. Pentru că sunt unele care, din anumite motive, nu au fost date, să zic așa, publicului larg. Documente care arătau progresele și, să zic așa, satisfacția Comisiei Europene față de ceea ce s-a făcut până în prezent pe acest document. Încă o dată repet, suntem în calendar de timp stabilit cu partea comunitară. Vor avea la o discuții din nou cu cei de la Comisie și în septembrie, și în octombrie, și în noiembrie, și în decembrie, până când această formă va fi definitivată și aprobată până la finalul 2013 de către Comisia Europeană. În discuția aceasta intră și alocările financiare orientative, adică da. Se mai pot modifica sumele între programe, între obiective? Nu, până la final de an vrem să stabilim absolut tot ce ține de alocări de priorități, alocări financiare, deci prioritățile majore, mari. Principale priorități pentru care România vrea să finanțeze în următoarea perioadă. Deci priorități, alocări financiare, sistem de management, deci liniile mari. În aceeași perioadă de timp, deci tot în toamna acestui an, vom trimite Comisiei Europene și primele proiecte de programe operaționale. Comisia își planifică aprobarea acestora la nivelul fiecărui stat membru în prima parte a anului viitor. Noi la fel insistăm foarte mult să trimitem din timp aceste documente Comisiei Europene, chiar și într-o fază, să spunem așa, nu finală. Tocmai pentru a testa din timp, tocmai pentru a avea un astfel de dialog cu partea comunitară, pentru a fi cât mai clar în ceea ce vrem să finanțăm. Va fi o dezbatere destul de aprinsă între fiecare stat membru și partea comunitară. Pentru că e normal ca fiecare stat să încerce să-și finanțeze și, în mare parte, ceea ce are ca prioritate la nivel național. Desigur, plecând de la prioritățile europene. Dar România, față de alte state europene, trebuie să finanțeze în special partea de infrastructură primară. Alimentări cu apă, canalizări, drumuri, școli, spitale și mai departe. Deci, în primul rând, pe acest tip de investiții trebuie să alocăm partea financiară.